Cărțile profetice sunt interesante pentru că, cu excepția unora cărți sau câteva secțiuni din ele și cu excepția Apocalipsei, ele tratează evenimente care în mare parte s-au împlinit deja. Și cred că de aia sunt și evitate ca și subiect de predică sau de îndemn și așa mai departe, pentru că avem senzația că aia nu-i pentru noi. A fost o profeție pentru poporul Israel, s-a împlinit, s-a încheiat calculul, nu mai are rost ca să petrecem mult timp acolo. Noi trebuie să ne uităm doar la lucrurile care privesc în viitorul nostru. Și, într-un fel, pot ca să înțeleg argumentul acesta, dar ceea ce am observat citind și studiind cartea Isaia este că, deși o mare parte din cartea Isaia, într-adevăr, tratează problemele care le are poporul lui Dumnezeu și profețiile care Dumnezeu le are pentru popor ca să vină în răspuns la aceste probleme și calculul se încheie, profețiile în mare parte sunt împlinite, avem șansa ca să vedem aceste cazuri, aceste probleme, aceste dileme și să vedem felul în care Dumnezeu le tratează cu poporul său și să aplicăm acele principii în viața noastră, fie în viața noastră personală, fie în viața noastră de biserică. Așa că cred că este foarte important ca să petrecem timp în cărțile profetice și să vedem felul în care Dumnezeu a rezolvat aceste probleme cu poporul său. De multe ori chiar mișcând istoria dintr-o parte în alta ca să alinieze lucrurile după planul său și felul în care de multe ori poporul său a falimentat în ceea ce înseamnă semnalele de alarmă care au fost trase de Dumnezeu față de ei și chiar în fața multora dovezi și semne, poporul parcă tot timpul deviază și am văzut în ultimele capitole că ne aflăm într-o perioadă de criză. Am văzut că la începutul lui capitolul 7 îl vedem pe Ahaz, acum împărat, și se confruntă cu o perioadă de criză, o perioadă în care am văzut împărăția Israelului se separă în cele două regate și acum avem pe Iuda, care este cea minoritară, care este în pericol politic și militar, de la cei care s-au despărțit de ei, care uneltesc împotriva lor cu un imperiu străin. Și cum a împăratul și poporul tremură de frică și caută soluții. Și am văzut data trecută că Dumnezeu vine prin prorocul Isaia și spune: nu vă temeți, rezolvă eu problema. Și dă împăratului un cec în alb și spune: cere orice, orice semn vrei tu și eu am să-ți dau. Și împăratul nu cere, nu are credința ca să ceară de la Dumnezeu și face pe hiperpocăitul și zice: nu vreau să-L ispitesc pe Dumnezeu. Nu vreau să-L ispitesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, în mila lui, în harul său și după planul său providențial, vine și îi dă supremul semn și spune: va veni o vreme când voi trimite pe fiul meu. Fecioara va naște un prunc și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi, și asta va fi semnul final că problema este rezolvată odată pentru totdeauna. Ce se întâmplă în capitolul 8 este cu atât mai extraordinar, încât Dumnezeu recunoaște faptul că acest semn care urma ca să se întâmple cu sute de ani în viitor este prea îndepărtat, prea îndepărtat pentru credința slabă a poporului său. Ce se întâmplă din versetul 1? Domnul mi-a zis, lui Isaia: ia o placă mare și scrie pe ea un stilet obișnuit, Maher Shalal Hashbaz, iar ca martor vrednic de încredere îi voi chema pe preotul Urie și pe Zaharia, fiul lui Ieberchia. M-am apropiat apoi de profeteasă, de soția lui. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu.
Domnul mi-a zis, spune-i numele Maher Shalal Hashbaz, înainte să știe copilul să zică tatăl meu și mama mea, bogăția Damascului și Prada din Samaria vor fi luate de împăratul Asiriei. Deci, în capitolul trecut, vedem promisiunea lui Dumnezeu față de poporul lui să nu se teamă că el are rezolvarea pentru problemele lor. Țineți minte că împăratul Ahaz este afară în teren, își rezolvă problemele strategice, să aibă apă și aprovizionări și așa mai departe. Și Dumnezeu zice, lasă cu astea, rezolv eu. Și el nu își permite să ceară acel semn și Dumnezeu zice, am eu semnul final. Și aici Dumnezeu zice lui Isaia, știu că nu mă credeți. Ăsta e mesajul. Știu că nu mă credeți. Știu că rezolvarea finală prin Hristosul în viitor este prea îndepărtată pentru voi ca să mă credeți. Și zice lui Isaia, am să-ți dau un semn chiar ție, ca tu și familia ta să fii semn pentru popor. Ca să aibă în mijlocul lor un semn, acum și aici, pentru credința lor slăbită. Dacă vă uitați la cronologia care se desfășoară, da, vedem că este vorba de un timp foarte scurt. Din momentul prorociei, vedem că imediat Isaia și cu soția lui concep un fiu și cronologia este scurtă. Se va naște fiul și înainte ca fiul să vorbească, problema aceasta politică se rezolvă. Și toate lucrurile acestea se întâmplă așa cum Dumnezeu spune că se întâmplă. Fantastic Dumnezeu avem, care ne dă un cec în alb, ne-l depozitează în bancă, dar știe că nu avem destulă răbdare să așteptăm până mergem la bancă să verificăm soldul ca să-l credem. Și ne mai dă încă o dovadă. Cred că așa este de multe ori Dumnezeu cu noi. Ne promite absolut tot ceea ce ne putem imagina și nu ne putem imagina, și anume că vom fi cu El, că vom fi ca El și că vom sta în gloria slavei sale pentru veșnicie. Și să nu ne facem probleme din astea temporale, că ele sunt rezolvate, astea sunt nimicuri. Și Dumnezeu știe că nu crede. Și ne dă alte semne ca să putem, ca să vedem că El se îndură chiar și de necredința noastră. Dacă v-aș întreba ca să-mi povestiți diferite momente în viața voastră sau în viața apropiaților voștri în care Dumnezeu a lucrat în mod minunat și a rezolvat probleme și a arătat puterea în viața ta sau în viața familiei tale, cred că am putea sta aici până dimineață. Fiecare dintre noi are în mijlocul nostru, în mijlocul adunării, în mijlocul familiei, semne vii din partea lui Dumnezeu că El își va îndeplini promisiunile față de noi. Promisiunea finală este îndeplinită. Noi avem, așa cum am mai zis, avantajul de a ne uita în spate în istorie, să vedem că profeția lui Isaia s-a împlinit. Noi măcar trebuie să ne uităm în față. Noi ne uităm în față la finalul final. Dar avem multe promisiuni gata împlinite în spatele nostru care ne garantează că Dumnezeu se ține de cuvânt. Și tot nu-L crede. Și Dumnezeu este așa de bun ca să-ți dea semne și dovezi în viața ta. Și în familia ta. Și în biserica ta. Pentru că eu și tu nu suntem în stare să așteptăm până la finalul vieții să vedem că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. El cunoaște starea noastră de necredință și ne dă dovezi chiar în vremea noastră. Ne dă dovezi care întăresc cuvântul Său. Este trist de faptul că avem nevoie de El. Este trist faptul că Dumnezeul acesta tot puternic care a creat universul și ne-a creat pe noi și după ce l-am trădat, a lucrat toată istoria să ducă la împlinire un plan al răscumpărării noastre și avem tot planul pe paginile Sfântei Scripturi și istoria ne confirmă că planul se împlinește și noi mai avem nevoie de dovezi. Și El ne le dă în fiecare zi. Faptul că te trezești în fiecare dimineață. Faptul că te trezești și ești credincios în fiecare dimineață. Nu există niciun motiv pentru care tu trebuie să crezi că mâine dimineață ar trebui să te trezești și ar trebui să te trezești fiind credincios.
Vorbeam cu fratele Radu și știu că dau exemplu de multe ori, pentru că discutăm foarte mult, suntem tot timpul în mașină, în casă și vorbeam despre boală, despre probleme din astea de sănătate și ziceam la fratele Radu, zic, problema noastră este că noi credem că e normal să fim sănătoși. Nu e ceva normal să fii sănătos. De fapt, dacă înțelegem bine ce înseamnă decăderea omului, depravarea omului, căderea în păcat a omului, am înțelege că sănătos este ultimul lucru la care ar trebui să ne așteptăm. În urma stării noastre păcătoase, în urma decompunerii noastre lăuntrice care s-au întâmplat atunci când omenirea a căzut în păcat, ar trebui să ne așteptăm să fim doar în boală continuă. Pentru că boala și moartea este doar o manifestare, până la urmă, a stării noastre de păcat. Până când păcatul n-a intrat în lume și n-a intrat în noi, în firea noastră, n-am devenit păcătoși, moartea nu era o problemă pentru om. Murim pentru că la nivel de celulă, păcatul macină organismul până îl bagă în pământ. Asta se întâmplă. Deci nu e normal să fii sănătos. Nu e normal să te trezești dimineața. Nu e normal ca să săruți soția sau să îți îmbrățișezi copiii. Nu e normal să vii la biserică și să asculți cuvântul. Absolut tot de ceea ce te bucuri tu în viața ta nu e ceva normal. Sunt dovezi a harului Dumnezeu față de tine. Amin. Și ne putem gândi și la cele cazuri extraordinare prin care fiecare dintre noi am trecut. Fie o boală, fie o problemă foarte grea în care Dumnezeu ne-a dat izbândă sau în care am simțit mâna lui Dumnezeu în acea problemă și El a fost cu noi și nu ne-am simțit singuri. El știe că nu avem credința necesară ca să ducem până la capăt. Și El vine și se alătură de noi. El vine și ne ia mâna și spune, uite, ți-am dat un semn pentru vremea ta. Dar totuși vedem că Dumnezeu este drept până la capăt. Dacă este bun până la capăt și se îndură de poporul său, atunci când ei chiar în mod obraznic refuză harul său, refuză ca să ceară acea dovadă și după aia, după ce li se dă dovezi, ei refuză ca să creadă și el totuși este bun cu ei și vine lângă ei, este drept și dacă dă dovezi acum, ne și corectează acum. Dumnezeu nu lasă necredința nepedepsită. Chiar acum. Asta ce se întâmplă din versetul 5. Domnul mi-a vorbit din nou astfel. Pentru că poporul acesta a refuzat apele din Shiloa care curg lin și s-a bucurat de rețin și de fiul Remalia, lui Remalia. De aceea stăpânul va ridica împotriva ta apele mari și puternice ale râului, adică pe împăratul Asiriei și toată gloria sa. El se va ridica deasupra albii și se va revărsa peste maluri, va năvăli în Iuda ca un puhoi și curgând peste, le va ajunge până la gât. Nu știu dacă ați observat ce se întâmplă, pentru că este foarte subtil dacă nu citești cu atenție. În prima parte vedem că vorbește despre poporul acesta care a refuzat apele și trebuie să ne punem întrebarea, care e poporul acesta? Și ne dă de înțeles textul chiar din versetul 6 că acest popor pe care vorbește, nu-i Iuda, cei care sunt în pericol de a fi cuceriți, da? Și sunt semințiile care s-au retras din popor. Și Dumnezeu le vorbește lor aici și spune, voi, în loc să vă bucurați ca și poporul meu, ați mers și v-ați aliat cu această împărăție străină. Da? Dar interesant ce se întâmplă în versetul 7 și versetul 8, că judecata lui Dumnezeu nu-i doar peste ei, ci și peste Iuda, care am zice că e victima în această bătălie. Da? Va năvăli, așa, de aceea stăpânul va ridica împotriva ta apele mari și puternice ale râului, adică pe împăratul Asiriei și toată gloria sa. El se va ridica deasupra albiei și se va revărsa peste maluri, va năvăli în Iuda ca un puhoi și curgând peste le va ajunge până la gât. De ce? Pentru că Iuda nu a crezut rezolvarea problemei care le-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu spune că va judeca pe cei care sunt vinovați de complotul acesta împotriva lui Iuda. Apropo, tot poporul, până la urmă. Dar și pe Iuda,
și pe Iuda, care, deși se îndură de ei de repetate ori și de necredința lor, spune: există un preț pentru necredință care trebuie plătit chiar acum. Și în rezolvarea problemei aveți de plătit acest preț. Aveți de plătit acest preț. Așa că atunci când trebuie și noi ca să plătim acest preț al necredinței, să nu ne mirăm. Atunci când Dumnezeu vine pe de o parte cu mila și bunătatea Lui și pe de o parte vine cu pedeapsa și dreptatea Lui, să nu ne mirăm. Este felul în care Dumnezeu tratează problemele în familia sa. Este felul în care Dumnezeu rezolvă această problemă. Până la urmă, așa suntem noi oamenii, nu? Dacă mergem numai cu binele, părinții mei așa zicea: măi, copile, am încercat cu binele, n-ai înțeles, trebuie să încercăm cu rău. Și câteodată înțelegeam numai cu binele, câteodată înțelegeam cu binele și răul, dar până la urmă înțelegeam. Așa suntem noi, așa este plămădeala din care suntem și Dumnezeu știe asta, El ne-a creat și știe starea în care ne aflăm, starea noastră decăzută și știe că dacă ne-ar lua numai cu binele tot timpul, nu ne-am îndreptat. Dimpotrivă. Am văzut, de exemplu, în primele capitole că lucrurile mergeau așa de bine pentru poporul lui Dumnezeu, încât s-au răzvrătit mai mult împotriva lui și chiar își băteau joc de Dumnezeu și de sfințenia lui și păcătuiau în ciuda lui Dumnezeu. Pentru că pur și simplu viața era așa de bună că nu puteau concepe că s-ar întâmpla așa ceva cum se întâmplă aici, că ei ar putea fi în așa o criză de mare. Dar vedem că versetul 10 încheie această porțiune cu o afirmare totală de faptul că problema într-adevăr este rezolvată. În versetul 9: faceți rău, popoare, cât voiți, căci tot veți fi zdrobite. Luați aminte voi toate țările îndepărtate, pregătiți-vă oricât de luptă, că toți veți fi zdrobite. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobite. Faceți planuri cât voiți, căci tot vor fi zădărnicite. Luați hotărâri cât voiți, căci nu vor rămâne în picioare, pentru că Dumnezeu este cu noi. Mare lecție aici să înțelegi că faptul că Dumnezeu te pedepsește pentru păcatul tău nu înseamnă că Dumnezeu nu este cu tine. Faptul că Dumnezeu îți corectează necredința ta, fie prin mila Lui, fie prin nuiaua Lui, nu înseamnă că Dumnezeu nu este cu tine. Noi avem tendința asta să zicem: dacă vedem mâna lui Dumnezeu la lucru în mod miraculos, prin faptul că El face semne și minuni, între ghilimele, vedem mari rezolvări în viața noastră, wow, Dumnezeu este cu mine. Și când vedem că El ne pedepsește și ne corectează ca un tată iubitor, ne întrebăm: dar de ce m-a părăsit Dumnezeu? Dacă țineți minte bine, acum că sunteți maturi, când v-au pedepsit părinții, să știți că atunci au fost cu voi mai mult decât oricând. Când vă lăsau să vă jucați afară și să vă chemau numai în casă să vă dea de mâncare, nu erau așa de mult cu voi decât în momentele acelea când îi durea pe ei mai mult decât îi durea pe noi, aplicau disciplina ca să iasă oameni din noi. Atunci erau prezenți în moment cu noi când ne pedepseau, nu-i așa? Știm noi care avem acum copii și trebuie să-i pedepsim. Cum trăim momentul acela. Copiii se joacă pe iPad, pe televizor, pe așa mai departe. Copilul zice: wow, ce bun e mama și tata, mi-a luat jucării, mi-a luat așa, știi? Și după aia când îi pedepsim, zic: dar de ce se comportă așa cu noi? Dar noi înțelegem că e nevoie și una și alta. Dumnezeu nu te părăsește atunci când te pedepsește. Dimpotrivă, Dumnezeu arată faptul că ești copilul Lui. Rezultatul, așa cum am zis, este definitiv. Dumnezeu este cu noi și bătălia este rezolvată. Problema păcatului nostru este rezolvată. Problema mântuirii noastre este rezolvată. Nu trebuie ca Dumnezeu ca să-și schimbe planul. Nu trebuie ca Dumnezeu ca să-și schimbe metodele. Noi însă trebuie ca să fim schimbați. Și de aceea Dumnezeu produce această schimbare, fie prin afirmarea noastră, fie prin pedeapsa noastră. În tot ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu, nimic nu trebuie schimbat decât eu și cu tine. Noi suntem stricați. Noi suntem căzuți. Noi suntem pedepsiți. Noi strigăm la Dumnezeu de multe ori și zicem: Doamne, fă aia sau schimbă aia sau așa. Prea puțin strigăm la Dumnezeu și spunem: Doamne, schimbă-mă pe mine, Doamne, repară-mă pe mine, Doamne, rezolvă-mă pe mine. Că noi ne vedem bine și vedem circumstanțele ca fiind
problema. Noi vedem bine și vedem demersul lucrurilor ca fiind problema. Noi vedem bine și vedem planul lui Dumnezeu cumva eronat. Țineți minte, de exemplu, câți oameni mari al lui Dumnezeu îi ridică ideea la cap că ar trebui ei să-l ajute pe Dumnezeu cumva, să-i modifice planul un pic. Că poate Dumnezeu nu l-a gândit chiar bine. Și asta suntem și noi. Înțelegem anumite lucruri despre ceea ce vrea Dumnezeu de la viața noastră și lucrul care nu înțelegem e că Dumnezeu vrea să fim altfel. Vrea să ne schimbe și să ne transforme pe noi. Și Dumnezeu face asta. Rezultatul, bătălia este câștigată. Este câștigată prin Hristos, dar noi suntem ceea ce trebuie schimbat. Și Dumnezeu lucră această schimbare în noi prin afirmare, prin milă și prin pedeapsă. Dar El nu ne părăsește. El nu părăsește pe cei la care le-a promis că va da rezolvare. A părăsit poporul lui, ne părăsește nici pe noi. Și a doua parte a capitolului, de la versetul 11 până la sfârșitul capitolului, până la 22, este foarte interesantă că parcă acum Dumnezeu tratează într-un mod mai personal cu Isaia. Dacă în prima parte e foarte clar că în principiu mesajul este pentru popor și că Dumnezeu intenționează să se folosească chiar de familia lui Isaia pentru a transmite un mesaj poporului, în a doua parte, de la 11 încolo, parcă Dumnezeu se apropie de Isaia și are un mesaj special pentru el. Aplicații sunt și pentru popor, dar vedem că el discută cumva direct cu Isaia și spune, asta e pentru tine. Și ține minte că cu puțin timp în urmă suntem la începutul cumva încă a carierei lui Isaia. Avem acel moment în care Isaia este sfințit. Este sfințit și vedem că are acea relație specială cu Dumnezeu. Și versetul 11 spune, Domnul mi-a vorbit în timp ce mâna sa puternică era asupra mea și m-a avertizat să nu umblu pe calea acestui popor. Dumnezeu îl avertizează pe Isaia în mod personal. În mijlocul acestui mesaj care adresează o națiune, care adresează un popor ales, care adresează probleme chiar de nivel geopolitic, Dumnezeu se apropie și zice, acum vreau să avertizez pe tine, alesul meu, sfântul meu, pusul deoparte al meu și am ceva pentru tine. Apropo, când zice lui Isaia, m-a avertizat să nu umblu pe calea acestui popor, țineți cont că Dumnezeu vorbește de poporul lui, de poporul Israel, de națiunea Israel. Nu vorbim de poporul duhovnicesc, de rămășiță, dar ca și națiune vorbim de poporul, de etnia pusă deoparte de Dumnezeu și desemnată ca fiind a lui. Și îi spune lui Isaia să nu umbli pe urmele acestui popor. Cum ar fi dacă Dumnezeu ți-ar vorbi ție astăzi și îți vorbește prin cuvânt, nu prin alte feluri, să nu vă faceți tot felul de idei, îți vorbește tot timpul prin cuvânt. Dacă ai avea senzația că Dumnezeu îți vorbește ție și ți-ar spune, știi, să nu te iei după biserică. Biserica e greșită. Știu că scrie Biserica Baptistă sau Biserica lui Hristos și mai departe, Pantet, dar vreau să te avertizez pe tine că ești al meu. Stai deoparte. Umblă pe alte căi. Fantastic ce se întâmplă aici. Avem o promisiune la plan general și avem un avertisment foarte personal față de robul ales al lui Dumnezeu, față de Isaia. Și uite ce spune. Nu numiți uneltirile tot ceea ce poporul acesta numește uneltire. Nu vă temeți. Interesant și nici nu am observat cum se schimbă adresarea de la adresarea personală la plural. Frumos, putem discuta de altă dată. Nu vă temeți de ce se teme el și nu vă înspăimântați, ci pe Domnul oștirilor să-l priviți ca sfânt. El este cel de care să vă temeți și de el trebuie să vă înspăimântați. Ce spune de fapt? Primul lucru, versetul 12, prima parte. Nu rezolvați problemele cum rezolvă ei problemele. Nu uneltiți cum uneltesc ei. Da? Este foarte simplu. Aplicația practică, nu vreau să petrec mult timp, pentru că oricum timpul trece, este simplă. Uite-te în jurul tău, în biserică chiar, și vezi cum își rezolvă ei problemele. Și nu faci. Pentru că îți greșești.
cu bârfă, cu politică, cu așa mai departe, cu cunoștințe, cu tot din astea. Exact cum făcea Ahaz, încerca să vadă ce alianțe, ce mișcări strategice, tot așa mai departe. Și Dumnezeu zice, nu așa. Nici cum face Iuda, nici cum face Israel. Nu așa. Nu cu alianțe și așa. Nu uneltiți. Alea nu cum le vrea Dumnezeu. Aplicația pentru noi ar fi, uite-te chiar acum, în jurul bisericilor în care trăim noi. Din păcate și se aplică. Nu așa vrea Dumnezeu ca să fim. Și problema acum se destăinuie și vedem de ce îs așa. Nu vă temeți de ce se teme el și nu vă înspăimântați. Asta e rădăcina. Asta e rădăcina acțiunilor lor. E frica de om. Frica de om și nu frica de Dumnezeu. Și pe Domnul oștirilor să-l priviți ca și sfânt. Din nou, încă un nivel. De unde provine frica de om, ne explică Isaia. Frica de om provine pentru că nu-L cunoști pe Dumnezeu așa cum este El. Dacă L-ai cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El, ca și a fi sfânt, ca și a fi suveran, n-ai mai avea timp să-ți fie frică de om. Că-ți ar fi frică de Dumnezeu. Dar pentru că nu-L cunoști pe Dumnezeu, pentru că nu-L vezi ca și sfânt, ți-e frică de om. Și necunoscându-L pe Dumnezeu, apelezi la soluții umane, pentru că Dumnezeu este în afara sferii tale de înțelegere. Dumnezeu este doar un concept religios care pentru tine este marcant, duminica, care pentru tine este ceva care faci din tradiție, dar când ajungi în necaz, uneltești ca toți ceilalți și treburi ca toți ceilalți, pentru că nu-L cunoști și n-ai acces la El. Asta spune Isaia. El este cel de care să vă temeți și de El trebuie să vă înspăimântați. Și am văzut dimineață cum acea frică umană cedează față de acea frică divină când ne confruntăm cu Dumnezeu și frica de Dumnezeu provoacă pace și liniște. Ceva parcă contradictoriu, dar total adevărat și scriptural. Frica de Dumnezeu provoacă, nu teamă, ci pace și liniște. Frica de om, în schimb, provoacă opusul. Când ți-e frică de oameni și ne frică de oameni, ți-e frică că mâine o să te trezești și contractul acela care ai nevoie pentru businessul tău va fi retras de un om. Ți-e frică că jobul unde lucrezi vei ajunge și vei fi concediat. Ți-e frică că ți-e frică. De azi și până mâine vei tremura de 1000 de ori din motive omenești și nici măcar o dată, nici eu, nici tu, din motive duhovnicești. Nu vom tremura măcar o dată în seara aceasta pentru că l-am întristat pe Dumnezeu, dar ni se va face frică de 1000 de ori, cel puțin. De tot felul de motive. Dacă mă îmbolnăvesc, dacă nu mai am de lucru, dacă nu mă iubește soția, dacă copiii mei nu o să meargă la facultate, dacă. Frica de Dumnezeu nu va fi prezentă. În continuare, Isaia merge și spune în versetul 14 și 15, să vă uitați, deși aceste dovezi, deși această prorocie a fost dată poporului și va fi întărită cu aceste dovezi, ea va fi pentru popor o piatră de potignire. Ea va fi o stâncă de cădere și majoritatea nu vor fi beneficiari de la soluția lui Dumnezeu. Nu vor fi beneficiari de harul și răscumpărarea lui Dumnezeu. Vor fi prinși în această capcană. Această capcană de a nu crede pe Dumnezeu și de a te uita la circumstanțele tale, a tremura în fața lor și nu a sta în fața lui Dumnezeu cel sfânt. Versetul 16. Leagă această mărturie și pecetluiește această învățătură între ucenicii mei. Și în 17 vedem foarte frumos. Voi nădăjdui în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacob și îmi voi pune încrederea în El. Iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem semne și prevestiri în Israel de la Domnul oștirilor care locuiește pe muntele Sion. Două lucruri fantastice care se întâmplă aici. În primul rând, Isaia spune, am să mă încred în Domnul
care își ascunde fața de casa lui Iacov. Nu cred că puteți să vedeți legătura. Este fantastic. Iacov spune, am să mă încred într-un Dumnezeu care în mod intenționat își întoarce fața de la copiii lui. Nu zice, am să mă încred în Dumnezeul care iubește pe toți în așa fel încât le rezolvă la toți problemele? Dumnezeul lui Isaia este un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu atotputernic. Și Isaia înțelege că Dumnezeu are un plan și înțelege că acel Dumnezeu își duce planul la bun sfârșit și se încrede în acel Dumnezeu, în ciuda faptului că această propoziție nu face sens pentru mine ca și om. A-L iubi într-adevăr pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi într-adevăr pe Dumnezeu, nu ceea ce crezi tu că este Dumnezeu. Și dacă Isaia a înțeles în textele care au trecut că Dumnezeu are un plan și planul lui va fi de fapt că în primul rând va distruge poporul său. Și dintr-o rămășiță va aduce mântuirea pentru acea rămășiță pusă deoparte. Isaia îl iubește pe Dumnezeu pentru acel plan și pentru felul în care este Dumnezeu, pentru că este Dumnezeul lui. Nu îl iubește pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu e dispus să fie cum vrea Isaia. Asta este diferența între Isaia care este sfințit de Dumnezeu și noi care mergem la Dumnezeu căutând doar rezolvările care noi le dorim. Dacă Dumnezeu vrea să-ți lasă copilul să moară, o să-l mai iubești? Dacă Dumnezeu nu vrea să-ți mântuie soțul, o să-l mai iubești? Dacă Dumnezeu vrea ca să te lasă să suferi toată viața înainte ca să te ia în glorie, o să-l mai iubești? Care sunt condițiile care le-am pus lui Dumnezeu ca să îl iubim? Noi nu știm ce înseamnă dragostea necondiționată. Ca și oameni, ca și ființă, eu nu-mi iubesc soția necondiționat. E un mit lucrul acesta. Îmi place să-l cred și îmi place să creadă. Dar dacă oamenii s-ar ști ca să iubească necondiționat, n-ar fi divorțuri. Și în familie, unde nu sunt divorțuri până la urmă, sunt momente în care ne întoarcem spatele unul la altul, da? Ce fel de dragoste necondiționată e aia? Omul nu știe iubire necondiționată. Doar omul regenerat de Dumnezeu, doar omul născut din nou, doar omul transformat de Dumnezeu, poate să vadă un Dumnezeu care la un om normal, ca și mine, să uită la o propoziție ca să aceasta și spune, nu înțeleg, nu face sens. Cum adică Isaia își pune nădejdea și își afirmă dragostea față de un Dumnezeu care spune lui Isaia că își întoarce spatele față de poporul său? Dragostea față de Dumnezeu este dragostea față de Dumnezeul Scripturii, așa cum este El. Amin. Nu dragostea față de Dumnezeu, cum am văzut și dimineața, care ne dă pâine și pești. Și când nu ne mai dă pâine și pești și când nu mai înțelegem căile lui, căutăm alți Dumnezeu. Versetul 19, vedem că, din 19 în 22, vedem că această capcană în care cad este faptul că acești oameni care fac parte din poporul lui Dumnezeu vor abandona această mărturie, această învățătură care a fost pecetuită de Isaia, care a venit la Dumnezeu și vor căuta alte soluții. Deși amenințați să nu o fac aici, sunt amenințați și în același timp vedem că o vor face. Dacă vor zice să întrebați pe cei ce cheamă duhurile morților și pe descântători, pe cei pe care îngâimă și bolborosesc, să răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? De ce să întrebe pe cei morți și nu pe cei vii? La învățătură și la mărturie. Dacă ei nu vor vorbi așa, nu vor vedea lumina zorilor. Punctul lui Isaia este în felul următor. Dumnezeu ți-a spus deja planul său. Asta e învățătura pecetuită. Dacă te duci altundeva decât la învățătura asta, te duci la cei care bolborosesc, ăsta sunt un fel de carismatici în Vechiul Testament. Da? Și cauți soluțiile la ei și nu la învățătura pecetuită a lui Dumnezeu, nu vei vedea lumina. Te așteaptă întunericul, te paște moartea, spiritual vorbind.
Și asta urmează să facă. Poporul Israel întotdeauna a făcut asta. A părăsit cuvântul lui Dumnezeu care a fost autentificat în mijlocul lor și a mers la tot felul de ghicitori, la tot felul de religii false și au încercat să găsească soluții după mintea lor. Și biserica, zis creștină, face același lucru. Părăsește cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin și caută soluții la tot felul de oameni care bolborosesc prostii. Și după aia se întreabă de ce lucrurile nu merg bine. Sau li se pare că lucrurile merg bine. Nu vor vedea lumina zorilor. Dacă părăsesc această învățătură pecetuită de Isaia și se duc altundeva, dacă răspunsul lor va fi, nu se cuvine oare ca să întrebăm noi pe Dumnezeu și pe cuvântul său, dacă nu se cuvine oare să ne întoarcem la învățătura și la mărturia care am primit-o de la el, Isaia spune, dacă răspunsul vostru este altceva decât asta, vă așteaptă moarte. O, de câte ori ne-am fost noi satisfăcuți cu răspunsul care ne-l-a dat Dumnezeu prin cuvântul său și am căutat alte răspunsuri. Și am inventat alte răspunsuri. Fie că am fost la proroci, unii dintre noi, fie că n-am fost. Unii dintre noi le-am inventat noi, ne-am prorocit noi singuri. Am venit cu tot felul de explicări. Nu, de exemplu, ne-am pus o întrebare. Doamne, oare ar trebui să fac lucru cu tare? Și citești în Biblie și spune clar, nu trebuie să faci lucru cu tare. Ei, dar stai că nu e așa de simplu. Și începem noi cu explicațiile noastre. Da? Biblia este foarte simplă. Aseară discutam cu fratele Iuliu, el zicea, ce înseamnă textul acela care spune vindeți și aveți și faceți milostenie? Înseamnă vindeți și aveți și faceți milostenie. Dar și eu și voi putem ca să vin cu o mie de explicații de ce nu vindem ce avem și facem milostenie. Nu? Am părăsit cuvântul lui Dumnezeu ca și da și amin și am făcut din el tot felul de bolborosiri. De fapt, acest pasaj de la versetul 14 încoace ne prezintă un tablou foarte frumos, dar trist, a două feluri de oameni. Pe de o parte avem oamenii care sunt sfințiți de Dumnezeu, precum Isaia, și pe de o parte avem oamenii care sunt răzvrătiți. Ei sunt în mijlocul poporului Dumnezeu, dar ei nu sunt oamenii lui Dumnezeu. Cei răzvrătiți sunt acești oameni care caută să rezolve problemele prin uneltiri omenești, care se tem de oameni mai mult decât de Dumnezeu. Toate lucrurile acestea vin din versetul 12 la 14, care au o imagine deformată a lui Dumnezeu. Nu-L văd pe Dumnezeu așa cum este El. Sfânt, suveran, drept, atotputernic, este o caricatură Dumnezeu pentru ei. Oamenii răzvrătiți, care sunt în preajma, sunt în mijlocul poporului Dumnezeu, dar nu sunt al lui Dumnezeu, sunt oamenii din versetele 19 și 20 care caută răspunsuri dincolo de Dumnezeu și dincolo de cuvânt. Dincolo de cuvânt există două variante doar. Imaginația ta sau satana. Asta e dincolo de cuvânt. Dacă vreți să vă aventurați acolo, ajungeți. Oamenii răzvrătiți, până la urmă vedem, citiți acasă de la 21 la 22, că atunci când ajung în mijlocul necazului, necazul care vine just pe capul lor pentru că l-au abandonat pe Dumnezeu, atunci când sunt blestemați și pedepsiți de Dumnezeu și ajung flămânzi și în sărăcie și cu probleme, în loc ca să urle către Dumnezeu ca să-i scape, îl blastemă pe Dumnezeu. Necăjiți și flământeși 21 vor pribegi prin țară, iar când le va fi foame se vor mânia și uitându-se în sus vor blestema pe regele lor și pe Dumnezeul lor. Apoi se vor uita spre pământ și vor vedea numai necaz, întuneric și negură, înspăimântoare și vor fi izgoniți în întuneric. Oamenii răzvrătiți până la urmă sfârșesc în întuneric. Și oamenii sfinți, nu avem timp acum, fați doar opusul. Citiți din 14 în 22 și vedeți cum sunt oamenii răzvrătiți și luați opusul. Că asta îi spune Dumnezeu lui Isaia. Ferește-te de poporul acesta. Nu fi ca ei. Tu ești sfântul meu. Tu ești pus deoparte de mine. Tu ești alesul meu. Dacă ei sunt așa, tu nu fii așa. Tu fii altfel. Tu fii ca mine, nu ca ei. Și pentru asta am să vă las să căutați acasă, pentru că timpul este înaintat. Și aș vrea să încheiem cu o ultimă rugăciune și o cântare, dacă avem timp în care să îi cerem lui Dumnezeu să se apropie de noi și să ne arate milă dacă este nevoie
și să ne pedepsească dacă este nevoie. Dar în orice caz să nu ne lasă să ajungem ca și oamenii aceștia răzvrătiți, care sfârșesc în întuneric și în judecată.